Munteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. Un bărbat de 60 de ani și-a găsit sfârșitul în Albia Râului Târgului. Trupul neînsuflețit a fost găsit de un prieten în zona localității Mihăiești, după ce acesta dispăruse de acasă de ore bune. Bărbatul din Mihăiești a fost descoperit înnecat în mijlocul Albiei Râului Târgului chiar de către prietenul său, care îl căuta de mai bine de 24 de ore. Omul a sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat salvatorii militari care au scos trupul din apă. Se pare că bărbatul ar fi plecat de acasă în urmă cu o zi și nu a mai fost de găsit. Din spusele localnicilor, bărbatul avea probleme cu alcoolul, iar când a vrut să treacă râul, acesta a fost prins de viitură în urma uzinării la barajul din Amonte. Din primele cercetări pe trupul bărbatului nu s-au găsit urme de violență. În urma necropsiei se va stabili exact cauza producerii decesului. Un nou caz de peste porcină în Argeș. Autoritățile sunt în alertă după ce virusul a apărut la una dintre cele mai mari fabrici din Argeș. De aceea se impune măsura sacrificării animalelor și vorbim în acest caz de un număr foarte mare, peste 20.000 de capete. Pesta porcină face ravagii în județul nostru și lovește cea mai mare fermă din Argeș. Astfel, 20.000 de porci din cea mai mare fermă din județ vor fi sacrificați și vorbim despre un complex din comuna Slobozia. Probele au fost trimise luni la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală și se așteaptă acum rezultatele. Reprezentanții DSV Argeș susțin că oricare ar fi rezultatele analizelor, aceleași măsuri se vor lua. Porcii vor fi sacrificați. Ferma din Slobozia este una dintre cele mai mari ferme din țară, fiind cunoscută și apreciată datorită celor mai noi tehnologii și utilaje folosite în acest domeniu, dar și prin prisma extinderii rapide a activității. Anul trecut, compania și-a extins rețeaua de agenți activi din întreaga lume și deservește clienți din România, dar și din Republica Moldova. Casa Cărții a găzduit evenimentul anual de arhitectură Argeș-Prahova 2019. Expoziția concurs a reunit lucrări ale membrilor din cele două filiale. Este deschisă celor interesați până pe 25 octombrie. Centrul Cultural Pitești, filiala teritorială Argeș și filiala teritorială Prahova ale Ordinului Arhitecților din România au organizat expoziția de arhitectură cu tema Onestitatea în arhitectură. Evenimentul coordonat de președintele filialei Argeș, arhitectul Alexandru Răuță, a cuprins o expoziție concurs la care au participat cu lucrări membrii ai celor două filiale. Îl avem alături de noi și pe domnul președinte de la filiala Muntenia Vest, care include județele Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov, domnul Emil Stănescu. Sperăm la anul să-i cooptăm și pe dumnealor, o să muncim intens în sensul ăsta, astfel încât să facem o anuală a tuturor județelor care au reședințe domnești, Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Sinaia și Târgoviște. La vernisaj au fost acordate premii și nominalizări pe mai multe secțiuni: Opera Omnia, restaurare, consolidare, clădiri restituite comunităților, proiecte nerealizate și arhitectura altor tipuri de clădiri. Au mai fost acordate premii și nominalizări pentru arhitectura locuinței, arhitectura amenajărilor interioare, diplome tineri arhitecți și premiul președintelui. Expoziția anuală de arhitectură Argeș-Prahova 2019 va fi lansată și la Ploiești pe data de 25 octombrie. Până atunci însă rămâne deschisă vizitatorilor. Teodor Paleologu, candidatul susținut de Partidul Mișcarea Populară în alegerile prezidențiale, a fost prezent în Argeș, la Pitești, Curtea de Argeș și Câmpul Lung. În orașul muștelean a lansat și cartea părintelui său, Alexandru Paleologu, Bunul simț ca paradox. Respect, educație, performanță sunt propunerile candidatului susținut la alegerile prezidențiale de Partidul Mișcarea Populară. Teodor Paleologu a fost prezent în Argeș sâmbătă, la Pitești, Curtea de Argeș și Câmpul Lung. Teodor Paleologu este singurul candidat la alegerile prezidențiale care s-a recules la catafalcul reginei Elena la Curtea de Argeș, arătându-și astfel respectul pentru însemnătatea casei regale din istoria României. Întâlnirea cu argeșenii a continuat la Câmpul Lung, unde a avut loc și o lansare de carte, Bunul simț ca paradox, una dintre cărțile celebrului său tată, Alexandru Paleologu, cel care a locuit ascuns în Câmpul Lung în perioada comunistă. E o carte care nu îmbătrânește deloc, pentru o carte despre teme eterne, despre prietenie, despre dragoste, despre feminitate, bărbăție. Are articole, despre, eseuri, da? Despre ce înseamnă civilizația, distinția dintre civilizație și cultură, despre politețe, despre prostie și inteligență, mă rog, tot felul de subiecte mereu actuale, zic eu.
Propunerea de a lansa această carte vine în contextul în care românii vor alege pe cel mai important român. Teodor Paleologu este, în opinia susținătorilor săi, un alt fel de candidat, educat, rafinat, pregătit pentru cancelariile lumii și pentru a fi un model în țară pentru românii de aici și de pretutindeni. FC Argeș nu se mai regăsește, piteștenii au remizat cu Farul Constanța pe propriul teren. După un meci cu 4 goluri, după acest semi-eșec, FC Argeș este mai aproape de retrogradare decât de Liga 1. FC Argeș a început bine partida și ar fi putut deschide scorul în chiar primul minut din lovitură de pedeapsă, însă Vlad Muțiu a ghicit colțul pe care a bătut Cătălin Barbu și a reușit să respingă. Piteștenii au reușit să deschidă scorul după doar 11 minute de joc prin Blejdea, care a trimis cu capul în plasă centrarea de manual a lui Mușat. Constanțenii au pus o presiune constantă, iar efectele au început să se vadă imediat. Defensiva piteșteană a început să scârție, iar portarul Ducan să devină din ce în ce mai nesigur. Farul a restabilit egalitatea la jumătatea reprizei secunde prin Alexandru Stoica, care după ce i-a driblat pe Ducan și Dănescu, a trimis în plasă. Constanțenii au preluat conducerea pe tabelă cu un sfert de oră înainte de final prin golul lui Toma. FC Argeș a restabilit egalitatea prin nou intratul Marius Alexe. S-a terminat 2-2, rezultat care nu ajută prea mult niciuna dintre echipe să se apropie de plutonul fruntaș al Ligii Secunde. O partidă frumoasă care a început mai puțin bine pentru noi, cu 11 metri, din câte am înțeles, nu a fost, dar este inadmisibil ca să dăm șansa adversarului în secunda 30 să ajungă atât de ușor în acea ipostază. După care Argeșul a deschis scorul, am avut reacții, am reușit să punem probleme, am marcat și un gol, dar a fost offside. A doua repriză lucrurile s-au schimbat, am fost mult mai agresivi, am reușit să fim agresivi și în momentul construcției, să punem presiune pe adversari. Din păcate am primit un gol după 4 erori ale jucătorilor noștri. Meritam să câștigăm, ținând cont de repriza a doua și de faptul că am condus și simțeam că lucrurile sunt în regulă. Argeșul era la pământ din punctul meu de vedere, din punct de vedere fizic. Plecăm doar cu un punct, din păcate nu reușim să câștigăm în deplasare, dar este bine pentru că nu am pierdut. Era important pentru noi să câștigăm astăzi și tot ceea ce a respirat echipa în această săptămână a fost cu gândul la victorie. Din păcate, după un început bun și o primă repriză consistentă, aproape de finalul ei, am cedat ușor liniile și adversarul a început să-și creeze un pic de consistență în joc, ajungând către poarta noastră destul de ușor. E bine însă că am egalat, deși am condus, s-a arătat și acel penalti. Sunt lucruri care se întâmplă și influențează realitatea imediat următoare, nu este o matematică în care se numără ocaziile și la final se trage o linie, ci sunt momente care influențează realitatea din teren și pentru noi e bine însă că am revenit de la 1-2. Cu acest egal, FC Argeș a rămas pe locul 10 cu cele 17 puncte acumulate în cele 12 meciuri jucate, iar Farul Constanța și-a consolidat locul 9 cu cele 19 puncte strânse în 13 partide disputate. Următorul meci al albioleților este programat luni, 28 octombrie, de la ora 18 pe propriul teren cu SCM Gloria Buzău. Sâmbătă și duminică, municipiul Pitești a găzduit primul turneu din faza 1 a campionatului național de mini-volei feminin. Elevele profesorului Adrian Mihăil au obținut o victorie după un meci de infarct cu echipa gazdă, care a durat aproape 90 de minute. Debut îmbucurător pentru micuțele voleibaliste de la Clubul Sportiv Mușcel, pregătite de profesorul Adrian Mihăilă. Sâmbătă și duminică, acestea au participat la Pitești la primul turneu ce a contat pentru faza 1 a campionatului național de mini-volei. Mușcelencele, debutante în competițiile oficiale, au întâlnit în primul meci cea mai experimentată echipă din grupă, CS Dacia Mioveni. După ce au pierdut primul set, fetele de la CS Mușcel au dat semn de revenire și au egalat la seturi cu scorul de 25-16. Într-un final, victoria a revenit sportivelor din Mioveni, iar al doilea meci pentru CS Mușcel a adus o înfrângere în fața echipei ACS Volei Craiova. În a doua zi a turneului, CS Mușcel a întâlnit echipa gazdă ACS Extrem Pitești. Mușcelencele au trecut peste emoțiile debutului de campionat și au câștigat primul set cu 25-2. În setul 4, mușcelencele au revenit în forță și au câștigat cu 25-14 și au egalat la 2 scorul general. Setul decisiv a fost unul în care echipa pregătită de profesorul Adrian Mihăil a început excelent și a condus chiar cu 10-6. A urmat o revenire a formației din Pitești, care a egalat scorul pe tabelă. CS Mușcel s-a impus în final cu scorul de 15-11.
țin să remarc spiritul de luptă al acestor fetițe, își doresc foarte mult să facă volei, își doresc foarte mult să câștige și le felicit pe această cale. Și părinții care au fost alături de noi și ne-au susținut pe tot parcursul turneului. Societatea Apă Canal 2000 SA se implică în campanii de informare și de responsabilizare a cetățenilor față de problemele de mediu cu impact asupra condițiilor de viață a populației. De aceea, reprezentanții societății trag un semnal de alarmă și îi roagă pe cetățeni să respecte următoarele reguli de utilizare a sistemului de canalizare. Canalizarea nu este coș de gunoi. Nu aruncați în vasul de toaletă sau în chiuvetă următoarele produse: resturi alimentare, produse de igienă, tampoane, bețișoare, urechi, scutece, resturi de ambalaje, materiale textile, materiale de construcții, cum ar fi vopsele, diluanți, moloz, medicamente, mucuri de țigară, uleiuri și grăsimi vegetale sau animale sau orice alte deșeuri. Pentru deșeurile menajere, textile, materiale reziduale de tip peturi, plastic sau materiale de construcții, trebuie folosite containerele pentru salubritate și nu sistemul de canalizare. Nu aruncați în căminele de racord și de vizitare pietre, moloz și alte deșeuri. Nu acoperiți cu pământ capacele căminelor de vizitare, îngreunând astfel munca personalului de întreținere. Dacă observați un capac de cămin spart sau care lipsește, încercați să-l semnalizați și anunțați la dispeceratul societății telefon 0248 223 237. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3. Noi ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! În data de 25 octombrie, Agenția de Recrutare și Consultanță ECIM organizează la Pitești, la Hotel Ramada, Cafeneaua cu Joburi, un altfel de târg de locuri de muncă. Evenimentul este susținut de OLX, locuri de muncă în calitate de partener principal. Cele două serii de evenimente desfășurate până acum în regiunea Moldovei au adus peste 6.000 de oameni în căutarea unui loc de muncă și peste 75 de firme pregătite să angajeze. Cafeneaua cu Joburi nu este doar un târg cu locuri de muncă, ci un loc în care participanții primesc consiliere și orientare în alegerea unui loc de muncă. Pot afla informații despre firmele participante și detalii despre condițiile de salarizare și beneficiile oferite. Trebuie menționat faptul că joburile puse la dispoziție se adresează tuturor categoriilor de vârstă, cât și diferitelor niveluri de pregătire, de la muncitor necalificat la persoane cu studii superioare. Cafeneaua cu Joburi este un eveniment care vrea să provoace argentinii să-și cunoască angajatorii, să exploreze posibilități și să pună întrebări. Cafeaua este liantul perfect pentru a începe o conversație. Totodată, cei care au dificultăți în redactarea CV-ului sau nu au unul la îndemână beneficiază de consultanță gratuită de la personal specializat și au în același timp ocazia de a se înregistra în bazele de date ECIM. Organizatorul evenimentului este o companie de recrutare specializată în găsirea omului potrivit pentru jobul potrivit.